Urmează tânăra belgeancă Julie Croquet, locul 4 în finala de la Bârnă. Început în forță, jucarea e chiar bine executată. O mică țopeală la aterizare. Rondă 5-40, salt înainte întins cu 5-40. Destul de puternică această gimnastă, chiar dacă nu este o gimnastă masivă. Are o detentă bună. Două șuruburi și jumătate, salt înainte întins cu 3.60, foarte bine executat. Element pe care îl execută și Sandra Izbașa. Da. Să vedem final de exercițiu, dublu înapoi, chiar. Exercițiul foarte frumos. Chiar foarte frumos, o sportivă dinamică. Da. Și muzica pe care a avut-o. Probabil că va lua cea mai mare notă din concurs, până acum. După ce îi vom vedea nota, ne vom pregăti pentru exercițiul Sandrei. Da, urmează Sandra Izbașa. Într-adevăr, are detentă, are o ținută frumoasă. Julie Croquet din Belgia. Acest dublu salt înapoi în echier. Ultima linie acrobatică. Și finalul care s-a potrivit foarte bine cu muzica. A avut un exercițiu bun și la Bârnă. Oh, iată, e destul de puțin. 14.275, mai puțin decât Belokobilska. A contat, cred, foarte mult nota de plecare. Ea a avut din 5.90, iar...